Bună ziua tuturor, sunt Aroteta. Iată-mă iar cu o etalare specială pentru pești, pentru cei născuți în zodia peștilor, sau care aveți soare, lună, Venus în pești, eventual ascendent în pești. Dragii mei peștișori, aveți cărți bune. O să vi le explic imediat fiecare ce înseamnă. Eu, de obicei, îmi așez într-o anumită ordine cărțile și veți vedea că în aceeași ordine așez cărțile și pentru partenerul dumneavoastră, pentru persoana care vă interesează, pentru o persoană dragă. Nu uitați niciodată că poate să fie o persoană din familie, poate să fie un prieten, o amică. Nu este obligatoriu ca persoane care v-a apărut aici alăturat sau lângă cărțile noastre să fie musai iubirea la care tocmai vă gândiți. Poate să fie o persoană care ea se gândește foarte mult la dumneavoastră și apare, da? Se lipește de energia voastră și apare în citire. Da? Repet, poate să fie un membru al familiei, un amic, o amică, un coleg de serviciu, cineva care se gândește la dumneavoastră tot la fel de mult cum vă gândiți și dumneavoastră la ei sau atât de mult încât va apare, da? În vise, în citiri. În fine, să vă explic cărțile. Pentru ianuarie 2019, dar înainte de toate, dați-mi voie să vă urez un an minunat, cu bucurii, cu reușite, cu dragoste și cu creștere spirituală. Această carte este cartea care reprezintă luna sau emoțiile voastre în ianuarie. Aceasta reprezintă Mercur, cum gândiți, la ce gândiți, Marte, cum acționați în general în viață, în relație cu această persoană sau poate să reprezinte o situație în viața voastră publică, casa 10. De ceea ce vă este frică, eventual nu scăpați, pentru că e o carte bună. Ce vă doriți și apoi ceea ce reușiți să faceți, să materializați, să manifestați în ianuarie. La fel pentru persoana mai jos. Da. E, camera mea un pic are niște probleme, va trebui să o țin cu mâna. Ok. Așadar, ce aveți în suflet? Acum telefonul pentru că da, mi s-a mișcat din suport. Ce aveți în suflet? Luna voastră, vă simțiți sau începeți anul foarte pământean. Și este bine, foarte pământeni, dragi pești, voi care visați și sunteți atât de creativi și conectați la alte dimensiuni, este foarte bine că începeți anul cu această energie terestră. Eventual, mulți dintre voi, sau o parte, hai să nu exagerez, vă simțiți emoțional captați de un proiect. Un proiect care implică muncă, suficientă muncă cât să vă poziționeze într-o stare de autoritate sau de coordonator de proiect. Da? Ceilalți doi colegi ai dumneavoastră să vă admire și să urmeze îndemnurile sau sfaturile dumneavoastră. Oricum este o poziție în care vreți să manifestați o idee, să o puneți în practică, să o materializați, da? Aveți multe idei, sunteți foarte creativi, dar acum sunteți oarecum mai pământeni, cum am spus, vreți să o puneți în practică, în 3D. Și lucrați, lucrați ca un mare artist, eventual poate faceți și artă din acest proiect, de care o fi el. Nu este obligatoriu să lucrați ca și artist, puteți să lucrați ca manager într-o companie și să faceți artă din ceea ce faceți sau să fiți, eu știu ce, instalator, nu contează. În fine, ideea este că vă dați tot interesul, puneți multă pasiune și îndemânare. Și gândind că este lună, sunteți dispus sau dispusă să continuați sau să relaționați cu această persoană, da? Ca și un coleg, să-i tratați de la egal la egal, să
să lucrați pentru o relație, cu alte cuvinte, pentru că relațiile se lucrează. La ceea ce vă gândiți, scuzați-mă, la ceea ce vă gândiți, ce este în mintea dumneavoastră, lumea. Lumea reprezintă Saturn în varianta lui cea bună, cea pozitivă. Lumea reprezintă un moment special în care intrați și ieșiți, după cum vedeți, printr-un portal. Terminați un ciclu de viață. La 20 este numărul pe care l-au hotărât să-l atribuie acestei cărți, adică cel puțin două cicluri de câte 10. Ați trecut prin niște lecții, le-ați învățat și acum începeți un alt ciclu prin care veți mai trece, veți repeta alte lecții până le veți învăța. La asta vă gândiți, eventual meditați, pentru că e început de an, meditați la lucrurile prin care ați trecut, nu doar anul trecut, ci și în ceilalți ani. Sunteți o persoană foarte profundă și vă gândiți, eventual vă puneți pe listă lucrurile bune și lucrurile rele. Eu cel puțin așa fac la sfârșit de an. Și meditați la ele. Vedeți cum puteți îmbunătăți pe viitor situații care nu au mers tocmai bine. Lumea reprezintă Saturn, am zis, și poate vă gândiți la cineva născut în zodia Capricornului, cu care ați avut o relație de o anumită durată, dumneavoastră știți, sau vă gândiți la o persoană care e născută în aceste semne fixe, Leu, Vărsător, Scorpion sau Taur. Eventual vă gândiți că aceste persoane ar putea să vă ajute, pentru că, da, vă doriți să lucrați și vă căutați eventual colaboratori, oameni care să vă susțină în această poziție. Poate unii dintre voi deja primiți o oarecare apreciere pentru ceea ce ați realizat după niște mulți ani, profesional vorbind. Dar sigur, se poate interpreta și relațional. Vă gândiți la experiențele pe care ați trecut cu această persoană, să spune că e doar vorba despre această persoană, și încercați să nu mai repetați greșelile și să manifestați altceva în public sau martele dumneavoastră. Martele dumneavoastră oarecum precaut, gânditor, chiar emoțional. Sau poate pur și simplu a fost perioada aceea în care Marte a trecut prin pești, da? La început, sfârșit de an, început de an, da? Și a fost oarecum mai trist. Poate încă resimțiți o situație ce s-a petrecut anul trecut în care, da? Trei de cupe, în care doi oameni nu au mai fost doi, au fost trei. Unul dintre cei doi s-a dus cu altcineva și iacă așa s-a produs o supărare, o dezamăgire, chiar o durere, chiar o durere. Ei, și undeva în public încă se simte această vibrație, se simte ceva, poate în ochii dumneavoastră. Chiar dacă manifestați cu totul altceva, se simte o oarecare tristețe, un oarecare dor. Și totuși, deși încă mai aveți, pentru că absorbiți energia, sunteți pește, da? Nu contează că aveți soare, că aveți lună, că aveți Venus, absorbiți energia celor din jur și sunteți empatic. Cum am spus, chiar dacă încă aveți această oarecare stare de regret, de melancolie, totuși în viața publică, pentru că aceasta poate fi casa 10-a, primiți o ofertă, vi se face o ofertă, aveți parte de o oportunitate pe care ar fi foarte păcat să nu o manifestați, că doar vă doriți noi cicluri, doriți să lucrați pentru ceva deosebit, să manifestați ceva deosebit și o să vă arăt ce. Deci dacă aveți o mică oportunitate, nu o ratați, nici cea mai mică, fiecare pas cât de mic vă poate duce foarte departe. Nu stați trist, nu vă gândiți la trecut, uitați-vă în zare, uitați-vă în sus, la cer. Simțiți protecția divină care vi se acordă și primiți această oportunitate.
De ce vă este frică de asul de spade? Cred că undeva unii dintre voi vă este frică de adevăr, dar vă este frică că nu-l primiți. Poate cineva s-a purtat foarte misterios. Poate nu știți exact de ce s-a întâmplat acea situație cu cel ce s-a dus cu a treia persoană, înțelegeți? Și vreți adevărul și aveți impresia că nu o să-l aflați niciodată, da? Trei de cupe poate să însemne și o situație în menajatura sau o înșelare a partenerului. Și vă doriți oarecum adevărul și credeți, vă e frică că nu-l veți avea, că nu veți cunoaște adevărul, dar fiind aici, sigur, într-o formă sau alta, sau mai devreme sau mai târziu, veți cunoaște adevărul despre această poveste. Și totuși, lăsați ca adevărul să vină și vedeți-vă de munca dumneavoastră și de oportunitățile care vin. Poate unii dintre voi vă este frică să exprimați ceva. Poate vă este frică să exprimați că încă vă e dor de persoană la care probabil încă vă mai gândiți, o persoană din trecut, dar eu zic că e mult mai frumos să vă concentrați pe ce aveți de făcut anul acesta și veți vedea că ceea ce vă doriți se va manifesta. Ce vă doriți? Vă doriți împăratul. Poate unii dintre voi vă doriți o persoană născută în zodia Berbecului sau în zodia Taurului sau cu planete în zodia Berbecului, Taurului, care se manifestă foarte cu o energie foarte puternică. Poate să fie o persoană de autoritate și totuși o persoană care într-un fel sau altul vă aduce aminte de tatăl vostru. Este o persoană deosebită, cu mari abilități de conducere. Și totuși poate fi generoasă. Vă doriți această persoană sau în cazul în care nu este vorba de o persoană născută în zodia Berbecului sau poate fi și Taur pentru că este cartea a patra, da? Luna aprilie. Dacă nu este vorba de o persoană anume, vă doriți să ajungeți la această poziție și ce faceți? Începeți cu pași mici și sigur, manifestați un nou ciclu în care lăsați în spate tristețea, rușinea, neîncrederea. Și vreți să deveniți șef de proiect și de la șef de proiect poate chiar visați să deveniți managerul companiei sau să vă faceți compania voastră, afacerea voastră și cred că puteți, dacă nu e vorba de afacere, pur și simplu să deveniți o autoritate în domeniu, un om care își controlează emoțiile, pentru că ați suferit foarte mult, da? Și vă doriți să vă controlați emoțiile, pasiunea și fiecare pas pe care îl faceți în viață. Deci ceea ce vă doriți, vă doriți ce este mai bun și este posibil că până la sfârșitul anului chiar să manifestați. Dacă nu în totalitate, măcar o parte din această dorință. Finalul acestui ianuarie este, sau ceea ce reușiți totuși să manifestați, neapărat finalul, este 7 de băte. 7 de băte este un semn de foc. Poate undeva o persoană născută în semnul berbecului, al leului sau al săgetătorului să vă influențeze viața sau dumneavoastră să vă manifestați ca un semn de foc, dacă aveți planete în aceste zodii, și să fiți foarte, foarte hotărât. Această persoană luptă, dar nu este o luptă de atac, este o luptă de apărare, luptă să-și apere o poziție. Poate vă lupta să vă apărați lecțiile învățate, poate vă lupta să vă apărați abilitățile pe care le-ați câștigat de-a lungul timpului și vreți să le puneți la lucru, da, în practică, pentru a manifesta această poziție deosebită. Da, oricum, luptați, vă apărați și eventual vă apărați onoarea în cazul în care cumva este pusă la încercare. Da? Pentru că este în poziția de frică, acest adevăr, această dreptate. Înainte de a încheia, deși nu cred că mai am timp, este deja 14 și 20 și ceva, voi continua în partea a doua cu detalii despre partenerul dumneavoastră. Vă doresc numai bine, urmăriți și partea a doua. La revedere!